În perioada 5-9 mai, la Câmpul Lung, pe stadionul municipal și în baza Clubului Sportiv Mușcel, este programat să se desfășoare turneul Sphinx Cupa Campionilor, competiție de fotbal rezervată jucătorilor sub 10 ani, care va aduce la start nume importante din România, campioanele județene și echipe de podium la acest nivel de vârstă, copii născuți în 2011 și mai mici. 22 de echipe din întreaga țară, de la Constanța la Oradea și de la Iași la Târgu Jiu, au confirmat prezența, iar sâmbătă, în amfiteatrul de la Colegiul Național din Nicu Golescu, în prezența organizatorilor și a viceprimarului Nicolae Zaharia, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea celor 4 grupe. Urmează să aibă loc tragerea la sorți a întrecerii fotbalistice rezervată copiilor sub 10 ani. Este vorba de turneul Sphinx U10 Cupa Campionilor, ediția de la Câmpul Mușel, ce se va desfășura în acest an între 5 și 9 mai. În formula pe care o să o prezint în continuare, vom desfășura tragerea la sorți a celor 4 grupe, ce ar fi trebuit să cuprindă 24 de echipe. Momentan sunt înscrise 22 de echipe. Așadar, alături de noi se află viceprimarul municipiului Câmpul Mușcel, este vorba de domnul Nicolae Zaharia. De asemenea, este reprezentantul Sphinx Football, unul dintre organizatorii acestei întreceri, este vorba de domnul Cornel Ghica. Alături de cei doi este și Ovidiu Tică, un alt organizator al acestei competiții, și la partea tehnică, suport tehnic, este fostul fotbalist Alin Durdun, care ne va ajuta cu bilele în care sunt echipele ce vor participa la această întrecere. Să punem bilele în urnă, iar prima bilă extrasă de viceprimarul municipiului Câmpul Lung, domnul Nicolae Zaharia, va face parte din grupa A. Așadar, prima echipă scoasă din urnă la această întrecere, o vom afla chiar acum, s-o arătăm la cameră pentru a vedea despre cine este vorba. Da, este vorba de ACS Viitorul Argeș. În grupa A merge ACS Viitorul Argeș. A doua echipă va merge în grupa B. Da, este vorba de ACS Kids Tâmpa Brașov. Este echipa din grupa B. În grupa C, prima echipă este Fotbal Club FCSB și, evident, în grupa D, prima echipă din prima urnă valorică este CSC Ghiroda și Giarmata V. O să citim componența grupelor. În grupa A, Viitorul Argeș, Didi Junior Iași, Luceafărul 2010 Cluj, GT Sport Alba Iulia, Luceafărul Târgoviște și Miercurea Nirajului. În grupa B se vor înfrunta Kids Tâmpa Brașov, Steaua Magică Iași, ASE Zenit Oradea, Optimum Alba Iulia și FC Voluntari. În grupa C vor juca Fotbal Club FCSB, CS Eforie, ACSMF Hunedoara, CSM Ploiești și ACS Alma Sibiu, iar în grupa D se vor întâlni CSS Ghiroda Giarmata V, CS Luceafărul Târgu Jiu, FC Kinder Brăila, Atletico Junior Bacău, AFC Oltenia Râmnicu Vâlcea și Inter Câmpul Lung. Meciurile se vor disputa în perioada 5-9 mai la Câmpul Lung, în trofeul Sphinx sub 10 ani, copii născuți în 2011, Cupa Campionilor, ediția 2021. Competiția este organizată de Sphinx Football și ACS Inter Câmpul Lung, iar sloganul turneului este primul loc unde fotbalul de mâine se joacă azi. Informații găsiți și pe site-ul oficial al organizatorilor sphinxfootball.ro.